Apa trecând o ca pe uscași din răutatea egiptenilor scăpând, Israelitanul striga izbăvitorului și Dumnezeului nostru să-i cântăm. Sfinte Părinte Luca, roagă-te pentru noi! Creștinilor pe Luca să-l mărim, pe alesul doctor și pe marele ierar, cerându-i vindecare și răsplătindu-i cu frumoase cântări. Sfinte Părinte Luca, roagă-te pentru noi! Pe tine, Părinte, noi te rugăm, făcătorule de minuni, izvorăște celor bolnavi, bogată vindecare de boala sufletului și a trupului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Osândit cu adevărat, prin păcate multe, de Hristos m-am îndepărtat. Alerg acum, Părinte, la ocrotirea Ta cea prea puternică. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfântă Stăpână, la Tine vin, la cea mai cinstită decât oștile îngerești. Alungă-mi întinarea ca una singură Maică a Domnului. Doamne, Cela ce ai făcut cele de deasupra crugului ceresc, și ai zidit biserica, Tu întărește-mă pentru dragostea Ta, marginea doririlor și credincioșilor întărire, unule de oameni iubitorule. Sfinte Părinte Luca, roagă-te pentru noi! Cu rugăciunile Tale, Sfinte Părinte Luca, alungă nezămislirea și vindecă bolile, dărui sănătate celor ce scapă la Tine și cu credință se roagă, Părinte, la racla Ta. Sfinte Părinte Luca, roagă-te pentru noi! Cu râvnă și mulțumire adunarea creștinilor leagă la Tine, cerând ocrotirea Ta, și cu cântări prea slăvite, pe Tine te laudă, că am aflat în primejdii puternică paza Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! La înălțimea smereniei, ridică-L, Părinte, pe robii Tăi, cei ce vor să primească cu luna cea veșnică, avându-te pe Tine, pildă vie de-a pururea, urmându-L pe Domnul cu toată puterea Ta. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mă rog fierbinte la Tine, Fecioară Maica lui Dumnezeu, ceasul morții mele, păzește pe robul Tău, să-L umăd întinatul și urâtul chip al demonului. De raim redicindu-mă prin rugăciunile lui Luca cel prea mărit. Vătămarea pe cei ce aleargă la Tine. Luca, ierarhe de Dumnezeu,
Dumnezeu purtătorul. Auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru preasfințitul Părintele nostru Ambrozie, Episcopul Giurgiului, pentru sănătatea și mântuirea lui. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu care sunt de față și care s-au pomenit și ne-au cerut nouă nevrednicilor să ne rugăm pentru dânsii, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive, Stăpâne, milostivi nou pentru păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Vindecarea de patim și